acasă. Se scoală de dimineață, vinde florile pe piață. Vinde florile pe piață. Hello, ce faceți, dragilor? M-am tot gândit cum să facem Caterinca de subiectul ăsta și nu prea mi-a venit nicio idee, așadar o să o zic exact așa cum este. Data viitoare, când o să vă cumpărați o floricică de primăvară, o zambilă, în plasticul ăsta obosit, pe care la colț de stradă dați 5 lei, iar peste 2 zile arată așa, gândiți-vă că aveți șansa, inegalabila șansă, nemaipomenita șansă, să vă luați de la o florărie serioasă o zambilă pe care o să dați 7 lei, care arată așa, este complet neînflorită. Puteți să cereți să fie ambalată și atunci o să primiți ambalată frumos într-o hârtie decentă. Ea peste vreo 3 zile va arăta așa. Nu vreți să vă imaginați cum miroase și vă va ține vreo minim 6 zile. Așadar, data viitoare când vreți să vă cumpărați niște flori frumoase de primăvară, gândiți-vă poate și la locul din care le cumpărați, nu numai la câți bani dați pe ele. Vă pup!